În timp ce băieții pregăteau masa pentru Juliana, Roberto a venit la cameră și vorbea cu dumneavoastră și vă spunea, printre altele, știți, ca de obicei același discurs, că își dorește să rămână în casă, că o place foarte tare pe Denisa, că Denisa îl face fericit. Printre altele, a mai spus un lucru foarte interesant, și anume că el a rămas în cătușe pentru Dima, pentru că el nu avea un cuplu, nu avea de ce să lupte, dar s-a chinuit, deși acele cătușe îi făcuse urme la mâini și avea mâinile învinețite, s-a chinuit și a rămas în acest task pentru Dima. Iar Sabrina astăzi s-a dus alături de Andreea și a rugat susținătorii să-l păstreze pe Ionuț în casă. Și că s-a simțit folosit și că el este în casa asta să facă oamenii fericiți, gen și că el a făcut pe mai toți concurenții fericiți, că nu a vrut rău nimănui. Cam ăsta a fost discursul lui. Nu știu ce să zic, aș vrea să spuneți și dumneavoastră, cine credeți că va pleca mâine acasă? Eu cred că concurentul care ar trebui să plece sau va trebui să plece va fi salvat de către Juliana și cumva vor rămâne toți în casă. Aș spera să rămână toți trei, doar că știu că nu sunt paturi în casă. Și atunci cumva tot va trebui să plece unul dintre băieți, nu știu care acela, să spune și dumneavoastră.